Vă salut băieți și bine v-am găsit la cel mai special episod de draft din acest sezon de FIFA 21. Avem un record național pe acest canal până acum, 194 rating la draft, o chestie unică în România, așadar haideți să doborâm recordul de like-uri de la toate episoadele de draft și să reușim peste 4000 de like-uri la acest episod. În premieră băieți, așa cum v-am zis, primul draft de 194 din România, reușit în această dimineață de Raimond, cel care se ocupă de pozele mele de thumbnail. Găsiți primul link în descriere cu Instagramul lui, să mergeți acolo să-i dați un follow puternic, pentru că merită pe deplin. Așadar, nu este fake, uitați-vă și voi, este 100% real, primul draft de 194 și fără Vinicius în prima echipă, ca să înțelegeți. Fără Vinicius în prima echipă pentru că avem nevoie de chemistry. Și haideți să vă zic și istoria acestui draft. Raimond m-a sunat după ce a luat primele 4 picuri și mi-a zis: fii atent, draft de 193. Nimeni nu se gândea că o să ajungă la un draft de 194. L-a luat pe Kylian, după aceea l-a luat pe Maradona, după s-a dus la următorul striker și l-a luat pe Lukaku, după Pele de 98, fraților, și după ce a luat pe acești doi de aici, CDM m-a sunat. Și a început. După aceea, Caio Henrique 88, Maldini Prime Moments pe poziția de CB, Smalling de 90, Cuadrado de 91, după a venit acest portar, dar chiar nu contează, era prea bună echipa oricum. Așadar, haideți cu un subscribe puternic acolo și haideți să jucăm și meciurile. Haideți să luăm și un manager, pentru că nu a luat încă managerul. Hai să vedem ce luăm aici. Chiar nu contează, rămâne în 194 orice ar fi. Îl luăm pe primul. Perfect. Nu uitați și voi, dacă faceți drafturi mari, găsiți Instagramul meu în descriere, dați-mi acolo un tag sau un mesaj și un follow. Mamă, interesantă echipa. Sper să nu pierdem din primul meci, dar încercăm. A ieșit, fraților, s-a speriat, ați văzut? Incredibil. Hai, mai încercăm o dată. Hai să vedem echipa de data asta. 192 și el, mamă ce echipă, forță. Forță și echipa lui, ce să mai, o să fie un meci greu. Mamă, frumos. Frumos, Kylian 97. Bă, ar fi urât să pierdem primul meci, dar totuși, fraților, jucăm un draft cu 194 rating squad. Băi, nu cred. Da, mă, 1-1. Mamă, ce greu dau gol. 1-1, putem. Nu penalti, doamne, nu penalti. Poai de cap. Ce vor. Frumos. Jucător bun oricum. Da, mă, Vinicius, 2-2. Mamă, meci greu, dar frumos, frumos, frumos. Oricum, nu mă enervez în draftul de astăzi. E un draft special, chiar nu contează. Dar totuși jucând draftul ăsta, mie nu vine să cred. Da, mă, Kylian. Da, mă, Kylian, 3-2. Ce frumos, Pele și Kylian. Super. Mai prinde-l pe Kylian. Frumos, frumos, frumos. Mamă, ce meci frumos. Da, mă, ce frumos l-am întors acolo, Vinicius. Băi, ce meci avem, zici că joc finala din prima. Oricum, așa sunt adversarii. Dacă ai rating mare la draft, îți dă adversar bombă din prima. Minutul de aur, fraților, n-avem ce să facem. 4-4, primul meci, cât o finală. Da, mă, Pele, de unde a dat Pele, nu cred. 5-4, băi, ce meci. Mamă, de unde a dat Pele. Și reușim într-un final, băi, să câștigăm primul meci, cât o finală. 5-4 în primul meci. Și, doamne, bine că n-am pierdut în primul meci. Chiar era un fail, dar totuși, un meci extrem de greu. Și haideți să trecem în meciul 2. Haideți să vedem al doilea adversar, 192 iar. Deci v-am zis, dacă aveți un draft super mare, și vă mai dau un sfat, dacă vreți să faceți un draft high rated, folosiți o formație fără winger. Da, mă, 1-0, Kylian. Minutul 2.
Da, mă, Pog, bum. 2-0. Meci greu din nou, dar puțin noroc aici. De fapt, s-a dus bine pasa aia și Pog, bum, înscrie. Da, mă, Pogba, mă, 3-0. Bine, mă, tată, mă. Cât de frumos, Paul Pogba, 3-0. Și rage quit, mă, rage quit. Ajungem în semifinală cu această super echipă. Haideți să vedem adversarul din semifinală. 191, dar Pele, Cruyff, mamă, Ferran Torres. Frumoasă echipa, foarte frumoasă. Da, mă, da, mă, da, mă, da, mă, mamă, ce adversar. Bravo. Spre mine a trecut acolo, da, frumos, hai. 1-1 la pauză, meci greu, dar golul lui mi s-a părut așa și așa. Da, mă, puțin noroc și la noi. Puțin noroc și la noi, 2-1. Nici copil, bravo. Calm. Da, mă, Kylian, mă, da, mă, Kylian. Da, mă, Kylian, 3-1. Excelent acolo, crocheta. Mă, frumos, m-a făcut golul lui, frumos. Frumos golul lui. Kick-off glitch, da, frumos. Da, mă, și noi kick-off glitch, recunosc. Da, frumos și la mine. Ce să mai. Kick-off glitch din kick-off glitch. Da, mă, Kylian. Da, mă, Kylian. Da, mă, da. Și ajungem în finală, băieți. Așadar, scor final 6-3. Și haideți să vedem finala acestui super draft. Ia să vedem adversarul din finală, 192. Deci vedeți și voi ce adversare am avut. Mbappé, Totti, Garincha, Prime Moments, Harry Kane, mamă, Ruben Dias. Nu eram sigur după cum a plecat Harry Kane. Da, mă, Kylian. A vrut să facă penalti, dar prea târziu. 1-1. Nu. Da, 2-1 frumos aici. 1-2 frumos, Harry Kane, Kylian. Vinicius, Vinicius, 2-2. Da, mă, Vinicius, mă. 3-2. Bine, mă, Vinicius. Da, mă, da. Mamă, cum a dat. Frumos, 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 frumos. 4-4, băi, fraților. Ce meci echilibrat. Haideți să vedem prelungirile. Frumos. A driblat portarul, iar dar scapă repede acolo în față. Deci uitați-vă și voi cum scapă. Mă duc direct aici și pleacă foarte bine. M-a făcut cu formația. Penalti, nu cred. Mamă, penalti, frate. Oricum, frumos meci. Adică, ne-am descurcat bombă. N-ai cum, frate. Da, bag. Da, bag direct. Totul pe cartea atacului. A few moments later.
Din păcate, băieți, pierdem finala cu 7-4, dar a fost un draft genial. Părerea mea că ne-am descurcat destul de bine și am fost cât pe ce să câștigăm și finala, dar a căzut echipa, ați văzut și voi. Ăsta este jocul, oricum i-am propus să nu mă enervez, dar haideți cu un mare like pentru acest episod cu totul special. Primul draft de 194 din România. Merită toate like-urile și nu uitați să apăsați și pe butonul de subscribe acolo. Haideți să gândim și pachetul sau pachetele. Ia să vedem măcar un walkout merităm și noi după un asemenea draft. Nu e walkout. Și hai, ultimul pachet. Ceva forță, ceva forță. Walkout, mă, walkout să fie. Nu e walkout. Aici se termină acest episod, băieți. Nu uitați să-mi dați acolo un tag pe Instagram dacă reușiți și voi un draft de 193 sau 194. Până data viitoare, eu am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa!